înțeles, ascultați-mă. M-am prezentat ușor. M-am prezentat în calitate de martor la parchet. Vom răspunde la toate întrebările procurorilor. Când mă întorc, stăm de vorbă. Domnule Vrea, unde vă grăbeați? Mergeați acasă. Care era urgența? Dați-vă la o parte! Sunt pe coloane oficiale. Puțin mai față. Am răspuns la toate întrebările puse de procurori. Eram în timpul serviciului. Lăsați-mă să termin. Eram în timpul serviciului, îmi făceam datoria, am declarat procuror de la o instituție a statului român, am declarat toate aceste lucruri. Nu am voie să spun mai mult decât am declarat. Vreau să vă spun că n-am avut nimic în plus față de tot ce au avut ceilalți miniștri de interne. Vreau să știți, sunt documentele, vreau să știți că n-am avut anul acesta nici o zi de concediu, vreau să știți că am muncit de dimineață până seara într-un context greu de securitate, vreau să știți, am avut mai multe deplasări și se știu la parchet tot timpul pentru a-mi face datoria. Ori de câte ori vom fi chemați la parchet, vom declara, am trimis toate documentele și vreau să știți că în toată activitatea mea de ministru sau vicepremier nu am încălcat legea.